Salutare, copii! Salutare! Astăzi avem o, nu știu cum să zic, e mai mult degustare pe culori de chestii dulci, că sunt și jeleuri, sunt mai multe, o să vedem, o să le descoperim. Așa, Edi a vrut să ne alegem fiecare câte o culoare și să încercăm să găsim cât mai multe lucruri care să aibă culoarea respectivă în componență. Eu mi-am ales culoarea roșie, Edi și-a ales verde. Culoare verde. Și acum hai să descoperim, să vedem ce are fiecare sub farfurioară. Wow, tu ai mai multe. Ai găsit mai multe cu verde, eu am găsit mai puține, se pare. Așa. Ok, o să le degustăm și o să le dăm și câte o notă, să vedem care e cea mai bună, cea mai bună. O să gust eu? Da, care e prima care ți-o alegi? Bras. Nu, nu are broscuță verde, eu n-am broscuță verde. Poți să-mi aleg? Poți să gust? Ia gustă, cum e? Bă, așteaptă, beste că ia. E bună. Și? Da, nota... Poți să gust și eu din ea? Da. Să vedem dacă merită nota. Nota 10 dau. E bună. Quack, quack, diri, diri, da? Quack, 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 quack. Nu-i chiar de 10. Dar mie îmi place. E bună, dar eu aș da un 7. Eu îi dau 10. Ok. Deci facem medie, 17 cu 10, 14, 17, împărțit la 2, iese cam 8 jumătate. Ăsta. Am și eu de ăsta, cam un... Ce e asta? O zmeură? Ce era așa la mine. La tine zmeura e verde, încă nu s-a copt. La mine e coaptă, că e roșie. Încă tot? E tare. Poți să mănânc? Da. Cam tare. Mie mi-a plăcut așa și așa. Da. A fost tare. N-a avut un gust extraordinar. Mie mi-a plăcut. Le-i dăm, eu îi dau 6. Eu 10. O, tu le dai la toate 10? Nu, o să așa. Următorul pe care îl probăm, ia. Asta. Ursul mare. Dar știi că avem și ursul mic. Uite, eu l-am pe frățiorul lui mai mic. Tu l-ai pe frățiorul lui mai mic? Asta. Alu, ursul mare? Urs. Ia să vedem. Da, da, ia. Ia. Stai jos, stai așa, a? Ia arată. Păi și care vrei să încercăm? Pe ăsta mare sau pe ăsta mic? Pe ăsta mare. Pe ăsta mare? Ok, ia hai să vedem ăsta mare ce gust are. O să gust eu de lac. Așa. Uite ce ursoi, cât e de mare. O să iei în capul. Haribo mare. Și celălalt e ursulețul Haribo mic. Mama și puiul. Ce ai mâncat? Capul? A rămas ursulețul fără cap. What? Cum e? E bun? Așa, ia să vedem. E bun. Hai facem schimb. Guși tu de la mine, guși eu de la mine. A luat Teddy. Prea gumos. A luat Teddy, dita mai înghițitura. O să mese ce vreo 5 minute la el. Destul de gumos, are cred că foarte multă gelatină. Da. Da. Ia să. Da. Gustă o ureche, știu. Da, lui Edi e mai... E bun. Da, Edi, dă un bo. Ia arată limba, mami. E un pic verde. Hai să încercăm și ursulețul mic, să vedem care era mai bun. Ăsta mic sau ăla mare. La mine era mai bun ăla mare. Era un pic mai tare. Ăla mare era un pic mai moale. Era mai foarte mult. Dacă nu le-am dat un bote de ori. Eu ăsta îi dau nota 6.
ajungem acolo. Mă rog, vedeți. Păi hai să încercăm bărul ăla. Nu știu eu, Vladimir. Șarpele clopoței? Iată cum am eu. La cameră să vadă cum e înăuntru. Că la mine cum era la verde al tău și la tine e un pic altfel. Da, uite. Mhm. Ia. Al meu e bun. Vreți gust din al meu? Cel mai un pic acrișor. Dar tot e bun. Care sare de lămâie aici pe deasupra. Mamă, e bun al tău! Al tău e mai moale și mai aromat. Dar e gust de pepene. Uh-huh. Uh-huh. Uite, mai avem asta și asta. Uh-huh. Da, mai avem. Și? Mai avem foarte multe și în farfurie. Asta. Ce avem? Ce e asta? Un cățeluș? Un cățel. Hai. Eu am un cățel roșu. E un verde. O să gust de aici. Ok. Bă, o să dau nota 2 pe ăsta. Nu-ți place cățelul? Rău. Adevărul e că acum, după atâtea jeleuri, nu prea le mai simt gusturile. Ia și după mine. Al tău îmi place, dau nota 6. Mă, dar m-am transpirat gura. Eu cred că ți s-a umplut gura de atâta dulce. Ce din cauza aia. Ok. Eu am o propunere pentru tine. Ce? Vrei să încercăm și altceva? Că deci deja de geleuri nu mai pot. O să le mai hai încercăm. Hai să încercăm de astea. Vrei să încercăm de astea? Ok, hai să vedem ce e.
Ok. Așa, o vedea înăuntru, ce are, descoperim. Așa, să desfaci asta? Eu știu să scot, am scos singur. Desfaci, așa, bravo. Așa. Nu știu ce e. Desfiletează. O acadă! Avem o acadă. Și are praf. Bă, și e bună! Aici să nu mai știu cum să fac. Scoatem acadeaua prin ăsta aici. Uite așa. Cred. Mamă, dar e mare acadeaua. Trebuie să stea așa. Așa, așa. Serios? Așa de rea e? Mă văd că mai duci la gură.
Până la urmă te hotărăști, mai schimbi nota? Da. O mai schimbi? Vă dați seama ce... Ultima... Factor decizional a fost de încercare încă o dată? Da, și e? Păi am mâncat măsca. Poți să o probezi și eu pe-a mea pe asta, da. Și să văd cum e, sau vrei să încerci tot tu? Vreau și eu să încerc. Hai, încearcă tu. E aproximativ bună. Și vrei să-ți faci eu praf? Da. Da, păi hai, pune și... Așa, gata. E bună! Așa. Dau nota 10 pe asta de la lucrat. Ia, poți să gust praful tău, tati. Da, vezi că ești praf mea căciură. Deci s-ar putea să nu-ți placă din primul. Ia. Hai gustul cum trebuie. Bă, e bun. E bun? Nota 10. Am înțeles. Ok. Poți să o mănânci, da. Da. Acum la ochiul. Mergem mai departe. Ochi. Dijele. Proli. Nu poți să te spate. Ah. Deci mie. Stai așa să iei, așa de bun. Poți să o deschid cu gura? Nu, no, cu gurița. Uite, te ajută toate. Dă-mi cu acest, să-ți desfac și ție. Cineva ia de muncă! Yeeey! O, jeleu! Mamă, mi se vede ochiul! La tine ți se vede. Gustăm din el? Vrei și umplutură? Mi-e place umplutura. E ca un... ca un gel. Eu am roșu. La tine. Ai și tu roșu la umplutură, la fel ca mine? Deci să-mi dea, cum îi spune, mie jeleu. Cum e? Așa. Așa, dar l-ai mâncat pe tot, nu? Nu vrei să-l mănânci pe tot? Seamănă așa cu ou fiert, dacă te uiți la el. Tu mănânci ouă fiertă? De ce? Nu-mi place. De unde știi? Dacă are gust de jeleu așa? Am gustat un pic, îl las. Da, o să încerci și să mănânci și ouă fierte? Păi dacă sunt cu același gust ca și jeleu. N-am să gust niciodată. Mai departe. Mai avem jeleuri. Ia să vedem. Ce tipuri de jeleuri mai avem? Ăsta e un jeleu în formă de... Șerpe, aproape. Cred că e mai mult viermișor. Vierm. Așa. Hai, stai înainte să le arătăm ce tipuri de jeleuri. Ăsta este ca o... Cauce. Ca o roată. Înseamnă o broască testoasă. Ca o broască testoasă, așa, dar pare mai mult. Ca testoasă la o broască testoasă. Avem un rechin. Ai un rechin? Verde. Nu, la tine astea sunt așa ce avem un rechin. Avem o sticluță cu ceva lichid verde în ea. Da. Așa. Avem o frunzuliță verde. Da. Care cade din copac. Așa. Și avem aici o caracatiță. Nu, păianjen. Ah, păianjen, scuze. Care are patru picioare verzi, trei portocalii, iar capul este albastru. Da, am considerat că e mai mult verde, pentru că are patru picioare verzi. Eu la roșu mai am așa, am o căpșunică, așa, am o perechină, așa, o inimioară roșie. Cum face pe inimioară, așa sau cu pus? Asta e căpșunică. Da, asta e căpșunică, am ceva altă roșie. Aici am trei inimioare, una peste alta. Yeah.
Marca roșie, că eu am avut roșie. Pătrățelul ăsta, că ăsta, sunt curios, ce face pătrățelul ăsta? N-are nicio formă decât de pătrat, e gustă. O să, și așa trebuie să ți se cam schimbe dinții, poate de la jeleurile astea rămân fără din singură. Vine zâna meseluță, să fie zâna jeleu. Nu-mi place asta, e nota 3. Mm. 3 o să dau nota la. 3? Hmm. Vedem, uite. O cireașă ție, o cireașă mie. Îmi plac cireașele. Nota 10. Nu mai am o inimioară? Și e mai rău frunză. Dacă o pui așa frunză și nu are codiță, seamănă tot a inimioară. Mm-hmm. Nu mai avem fiecare cu inimioară. Edi are inimioară cu codiță și o inimioară fără codiță. Da, da, eu am așa. Mm-hmm. O frunză de aici. Hai. Ia. Să rup. Ia rup. Ia tare. Hai, unde sunt mușchii? Să-i vedem. Să vedem mușchii lui Edi. Ia. O să vă țin diabet de la tătăză. Da. Dă la mine să te ajut. Mușchi. Voi să nu faceți așa ceva, nu e bine să mâncați atâtea jeleuri. Să nu faceți așa ceva acasă. Vă-ți place? Nu-mi place, e foarte tare, e foarte greu de mestecat. Se lipește și de dinți. Eu nu-mi place, pic un pic. Nu e mai mult. Asta e moale, pot să... Asta se poate mușca? Uh-huh. Aia, de-aia a fost chiar...
Chiar rea. Rea, nu mi-a plăcut. Nici mie. Sigur este bun. Sigur, acum am în gură doar gust de jeleui. Inima ta mi-a plăcut. Dau notă. Gust de gelatină amestecată cu zahăr, așa. Deci câteva nu mi-a plăcut. Câteva nu mi-au plăcut. Câteva nu mi-au plăcut. Nu-i nimica. Lasă-mă și pe mine. Mie mi-ar plăcea ca să nu-ți placă. Lasă-mă și pe mine. Uite, asta e șervețelul tău. A. Dar poți să-i dai altul dacă vrei. Dacă vrei, la urmă. Uite, mi-a arătat șervețele. Mi-a dat unii aici un pachet întreg ca să ai. Trebuie să ne revenim după cura asta de zahăr cu gelatină. Da, ce putem să vă spunem e că jeleurile sunt bune, dar nu în cantități mari. Astea e ce am probat noi pe culorile pe care ni le-am ales, roșu și verde. Acum noi suntem cam plini de dulciuri și cred că vreo câteva zile nu o să mai mâncăm așa mult dulce, că deja simt că nu mai pot. Mă usură și limba de la atâta dulce. De pe mine nu. Pe tine nu, bineînțeles. Așa. E mai rezistent la dulce și din cauza aia pe el usură limba. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că v-ați uitat la filmuleț. Dați-ne un like și un subscribe dacă v-a plăcut filmulețul nostru. Și vă așteptăm pe canalul Aventurile lui Edi să vă uitați la alte filmulețe pe care le vom face în viitorul apropiat. Vreau să am 9 milioane de abonați! Încercați să vă abonați cât mai mulți ca să cumva 9 milioane ca să-l ajutați... să-l ajutați pe Edi să-și îndeplinească visul. Ok? Bun. Vă pupăm. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. La revedere, copii! Pa!